Cei doi se aflau într-o casă din Târgu Jiu și au fost găsiți de un alt locatar care a chemat imediat salvarea. Bărbatul mărturisește că de vină pentru tragedia care s-ar fi putut întâmpla este o centrală termică veche. Hai că l-au văzut și pe Gianni la mine, venit și roșu cu Barbara și pe Gianni și pe Lia. Bă, eu, bine că m-a oprit de tot de mult, dar nu conștientizat pentru că nu a ieșit din cameră. Bă, toate camerele închise ermetic. Cei doi se află acum internați la spitalul de urgență din Târgu Jiu, unde vor rămâne până își vor reveni complet. Am primit două victime intoxicate cu monoxid de carbon, m-am înțeles de la o centrală veche. Sunt stabili, deci sunt conștienți, stabili hemodinamici, li s-au recoltat analize, sunt în serviciu de urgență perfuzați. Urmează să vedem dacă vor rămâne internă sau nu. În ce stare au fost aduși aceștia? Conștienți amândoi. Am înțeles că la fața locului băiatul a fost inconștient. Acesta nu este singurul caz în care sunt găsite persoane intoxicate cu monoxid de carbon în municipiul Târgu Jiu.